Echipa de handbal feminin SCM Universitatea Pitești s-a impus în cel de-al doilea meci de campionat 31-28 cu Universitatea Timișoara. Gazdele au avut o evoluție în general bună în fața unui adversar cu mai multă experiență. S-a văzut o creștere în joc din toate punctele de vedere, s-a văzut o mai bună determinare a fetelor, am trecut peste acel trag de gut și acest lucru s-a văzut și în teren. Cred că nu s-a pus problema învingătorului. Eu consider că a fost un joc bun făcut de noi, bineînțeles cu greșelile inerente care nu ai cum să le elimini pe toate, dar eliminând de la joc la joc cât mai multe greșeli, să ajungem să jucăm mai exact și să fim pe o pantă, așa cum spuneam, ascendentă de la joc la joc. Directorul tehnic Ion Mihăilă își dorește ca în următoarele confruntări echipa sa să fie susținută de mai mulți iubitori ai handbalului. Cred că suntem în obiectivul propus de noi, adică formarea unei echipe competitive care să joace un handbal frumos, un handbal plăcut și sperăm ca din momentul în care campusul universitar va fi plin cu studenți să fie și sala plină la jocurile echipei noastre. SCM Universitatea Pitești joacă în următoarea etapă în compania unei alte grupări universitare, cea din Reșița. Partida este programată joi în deplasare de la ora 15.